Salutare și bine te-am găsit la ziua cu numărul 252 din 366. Eu sunt Sorin Veștemean și în fiecare zi a anului 2024 fac câte o prezentare la câte un pachet de cărți de joc diferit. Toate cărțile de joc pe care vi le prezint, în cele din urmă vor ajunge pe zidul de cărți din spatele meu. Iar poziția acestora este decisă chiar de către voi prin comentarii și dacă vrei să fii tu următorul care decide asta, lasă un comentariu la acest video cu rândul și coloana de pe zid pe care ți-o dorești. Fii foarte atent ca acel loc să nu fie deja ocupat. Dacă vrei să-ți fie mai ușor, găsești în descrierea acestui video pozițiile libere rămase de pe zid. Astăzi vă prezint pachetul Paper Cuts Intricate Hand Cut și rimează cu un nume foarte complicat. Haideți să deschidem pachetul, să descoperim împreună. Sper să nu mă tai în această hârtie pentru că se numește paper cuts, sunt acele tăieturi pe foaie pe care poți să le obții pe piele și nu ni le dorim. Avem o cutie dintr-un material super premium, solid, se simte extrem de mat și foarte plăcut la atingere, parcă un album foto. Și avem această culoare vișinie cu acest crem alb pe fundal și niște puncte tot așa în relief cu auriu. Îmi place ce se vede pe contur la fiecare colț, se îmbină de pe fiecare margine către față. Pe spate avem un pattern foarte, foarte bogat în detalii. Avem un sticker de aur foarte mișto, zici că e un scut. Și sub cutie Art of Play, visit us at artofplay.com, produs by, am citit de mijloc jos sus, dar sunt distribuite și produse de către cei de la Art of Play. Un logo cu asul de iema neagră, made in USA. Îmi place foarte mult formatul acesta de pe subcutie, cum este aranjat și cum poți să-l citești foarte ușor. Hand cut by Susie Taylor in England, pe una dintre margini, iar pe cealaltă parte Luxury Playing Cards by Art of Play. Cutia îmi place foarte, foarte mult. Să vedem dacă reușim să dăm acest sticker jos fără să deteriorăm această cutie. Deși la cât de mat este materialul de pe cutie, sper să nu se decojească, dar pare că a mers pe jumătate. Nu o să rup din cutie, s-a rupt din sticker acolo greșit. Aici aproape gata, îl terminăm acum și e bine. O să punem aici pe în mijloc, pentru că aici că îmi place sub cutie cum arată. Nu știu cât adeziv mai are pe stickerul. Iar deasupra pe cutie paper cuts. Hai să deschidem cutia. Este foarte groasă, se simte foarte mișto, mișto și pe flaps. Totul este mișto, mișto, mișto. Câte o găină pe fiecare flaps micuț și cărțile de joc. Avem din nou pe prima carte această rândunică, exact cum am văzut pe flapsuri. Una se uită înainte, iar una se uită în spate. Deja se simte foarte interesant la atingere pachetul. Și probabil avem un nou record, probabil cel mai mici pipuri, indexuri pe care l-am văzut. Ce puțin partea de index, cred că este cel mai mic. Nu știu, n-am văzut niciodată cifre atât de mici la niște cărți. Și avem asul de iema neagră exact ca pe cutie. Îmi place foarte mult. Designul este super, super mișto. Pare un pachet deja de cardistry foarte, foarte mișto. Foarte tare parte de picture cards. Extrem de multe detalii pe corp și interesantă față cum este aceasta neagră. Deja sunt impresionat de picture card-uri cum arată, super tare. Avem și cărțile roșii, tot la fel sunt un pic mai întunecate, o formă simplă și frumoasă pe pipuri. Din nou ajungem la picture card-uri care sunt fabuloase. Sunt delicioase să le privești. Avem și cărțile de treflă, foarte calitativă cerneala și partea de detalii pe care o vedem. Și îmi place cum se vede subțire și gros, subțire fontul și gros partea de suite, de pips. Avem și treflele, îmi place și forma de la treflă, asul de treflă, popa de inimă roșie, dama de inimă roșie și juvetele. Super tare! Avem și o carte, A friend is one who overlooks your broken fence and admires the flowers in your garden. Dacă tu spui, avem frumos, probabil de la creatorul acestui pachet, o semnătură și o siluetă. Și acestea au fost cele patru cărți extra pe care le voi pune deoparte. Hai să facem și un evantai, să vedem ce ne iese. A ieșit de nota 9, zic eu, evantaiul spre 9.50.
sau chiar mai bine, doar că sunt pipurile foarte departate de margine și dacă nu faci perfect, perfect, nu se văd toate. Dar oricum ar fi, s-ar vedea mai bine la spread când treci prin ele, sunt foarte vizibile așa. Îmi plac super mult, au ales o dimensiune super mișto la ele. Hai să le vedem și pe spate. Avem design de pe spate cu negru, exact ce am văzut pe cutie, o grămadă de detalii, se vede super, super tare. Probabil este printre cel mai detaliat pachet pe care l-am văzut. Nu este cel mai detaliat, cred că am văzut la altele cu multe, multe linii, dar arată de excepție, la fel și la evantaie. Îmi place cum se vede, dar vreau să le fac și pe celelalte cu fiecare mână. Deci cu dreapta și îl punem și pe stânga imediat. Îl dau un pic așa pentru că l-am prins eu la început greșit, dar se vede super, super mișto pe spate. Îmi plac simple așa cu negru și cu alb. Hai să le vedem și la un evantai dublu. Super, super, super bine. Îmi place foarte mult. Mă amețește un pic la câte floricele sunt pe spate și detaliile. Îmi place cum alunecă. O să-l închidem. Pe margine zgârie o leacă pe sus și pe jos. Parcă zgârie un pic. Pentru dribble sunt bune. Se separă super bine. Mi-ar fi plăcut să fie un pic mai spre cascadă atunci când dau cu ele. Pare să fie, dar în același timp au așa o reținere spre a fi rigide. O să le dau nota 8.50 pentru dribble. Să vedem la springuri. Aici parcă feeling-ul este mai drăguț. O să merg pe nota 9.50 spre 9. Îmi place feeling-ul la springuri. Hai să vedem cum arată și la display-uri. Foarte tare. Nu mă așteptam să se vadă atât de mișto. Îmi place în special centrul. O să dau așa să-l închid ușor. Să vedeți cum se mișcă partea de interior. Foarte mișto se vede designul de pe spate. Bineînțeles, să vedem cum se mișcă și cum arată la cardistry. Deja a punctat foarte bine. Pare un pachet modern de cardistry. E cu adevărat special și premium, mai ales cum sunt acești index foarte, foarte mici. Controlul este foarte bun. Să le vedem și pe tensiune. Neașteptat de mișto feeling-ul pentru LePaul. N-am mai văzut de mult un feeling atât de mișto. Pentru LePaul îmi plac foarte, foarte mult. Să le vedem și la sărituri. Super tare. Ne facem vreo 2-3 să ne facem o idee. Super bun spin-ul. Le dau nota 10 pentru sărituri. Deși acest pachet este potrivit și pentru trucuri, eu o recomand în special pentru colecții și pentru cardistry. Mie unul îmi place și mă bucur că a ajuns pe zidul de cărți. O recomand. Iar comentariul câștigător de astăzi este de la Eugen Sorin pe rândul 5, coloana 10. Haideți cu el pe zid. Avem rândul 1, 2, 3, 4, 5 și coloana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apasă butonul de like dacă ți-au plăcut cărțile de joc de astăzi, lasă un comentariu unde vrei să ajungi următorul pachet și abonează-te la canal ca să nu ratezi niciun episod. Ne revedem mâine, iar până atunci îți urez să ai o seară de colecție. Pa, pa!